Primul transplant cardiac din acest an a fost efectuat la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca. Mai precis, pe 14 ianuarie, echipa coordonată de profesor dr. Horațiu Moldovan de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, dar și șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca, împreună cu profesor dr. Horațiu Suciu de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș și de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, au transplantat cordul unei fete de 20 de ani aflată în moarte cerebrală în urma unei hemoragii cerebrale unui bărbat de 32 de ani. Despre această intervenție, dar și despre situația transplantului de cord în România, am discutat cu domnul profesor universitar dr. Horațiu Moldovan. Aș vrea să vă transmit în primul rând felicitări pentru reușita primului transplant cardiac din 2022 realizat la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca. Este într-adevăr o reușită și sper să se repete. Aș vrea să ne prezentați în câteva cuvinte cazul pacientului și starea lui în momentul de față, dar și echipa tânără cu care ați pornit la acest drum al realizării de transplanturi cardiace. Este vorba de un pacient bărbat de 32 de ani care suferea de cardiomiopatie dilatativă, fiind în stadiu de insuficiență cardiacă severă cu rezervă terapeutică limitată, având indicație de primă intenție de transplant cardiac. Pacientul a intrat relativ recent pe lista de așteptare, adică aproximativ în urmă cu 11 luni, dar a avut șansa unei potriviri foarte bune cu cordul donatorului, care a apărut săptămâna trecută, joi seara. Donatorul a fost o femeie de 20 de ani care a devenit donator real în urma unui accident vascular cerebral și hemoragic care i-a produs moarte cerebrală. Ca atare am avut în ofertă un cord de dimensiuni relativ mici care se putea potrivi cu un organism receptor comparabil, deci de aceeași suprafață corporală. Acest matching, această potrivire s-a realizat ca atare în urma unei prelevări multiorgan organizate de Spitalul Militar Central în București vinerea trecută. Am prelevat cordul noi și am realizat operația de transplant vinerea trecută, 14 ianuarie, la Spitalul Clinic de Urgență București. Este prima intervenție de transplant cardiac de anul acesta de la Floreasca și este prima din ultimii 5 ani. Doresc să precizez că Spitalul Clinic de Urgență București Floreasca este singura instituție din București care realizează transplant cardiac. Această dezvoltare a început în anul 1999, când o echipă condusă de doctorul Sherman Bărbișteanu împreună cu profesorul Radu Deac au realizat primul transplant cardiac ortotopic din România. Ulterior, acest program a funcționat la Floreasca, s-au realizat câteva zeci de transplante aici, dar și mai multe s-au realizat la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, unde numărul acestor operații a depășit 150. În ultimii 5 ani, în rațiuni motive administrative, singurul program care a funcționat a fost în Târgu Mureș și, din păcate, Bucureștiul, capitala României, nu a beneficiat de un program de transplant cardiac susținut. Echipa cu care am făcut această intervenție l-a avut în primul rând ca partener pe profesorul Horațiu Suciu de la Institutul Cardiovasculare și Transplant în Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, care a avut bunăvoința împreună cu un colaborator al domniei sale să contribuie, să participe la această intervenție.
De asemenea, am realizat intervenția cu susținerea echipei de la Spitalul Clinic de Urgență București-Floreasca. Am fost ajutat de doctorul Cristian Voica, un colaborator apropiat, doctorul Marian Broască, doctorul Mihai Capoveanu, care a condus terapia intensivă și anestezia în această operație, este șeful compartimentului de ATI chirurgie cardiovasculară de la Floreasca. De asemenea, și de doctorița Claudia Nica, cardiologul care a gestionat această intervenție din punctul ei de vedere. Receptorul a fost selecționat și pregătit pentru această operație de doamna conferențiară Oana Fană de la Clinica de Cardiologie, de asemenea de la Spitalul Clinic de Urgență București. Practic aveți o echipă tânără cu care veți merge mai departe și cu siguranță v-ați propus să mai efectuați astfel de intervenții. Știu că spuneați că v-ați dori ca programul de transplant cardiac să continue într-un ritm mai dinamic în România. Ce înseamnă asta din punct de vedere al numărului de intervenții de transplant? La nivel național există o listă de așteptare de aproximativ 200 de pacienți cu cardiomiopatie dilatativă care sunt în situația de a aștepta o operație de transplant. Limita cea mai importantă o reprezintă organul donatorului. Deci oferta de organe este limitată. Trebuie să precizez că transplantul cardiac nu se poate realiza decât de la donator în moarte cerebrală, spre deosebire de celelalte ori. Organe rinichi, care sunt organe pereche, ficat, care poate fi transplantat parțial, unde există și varianta transplantării de la organe vii, de la rude, în ceea ce privește transplantul cardiac, evident, prin unicitatea organului și caracterul vital prin excelență, nu se poate pune problema realizării acestei operații decât de la donatori în moarte cerebrală. Din păcate, numărul de donatori în România este încă limitat și asta este o consecință a unei slabe organizări a sistemului medical din țara noastră în ceea ce privește prelevarea de organe. Deci existența donatorilor potențiali în toate spitalele din România, în secție de terapie intensivă, din spitalele de urgență județene, trebuie să fie urmată de o analiză a lor, de un dialog cu familia, de o conversie a donatorilor potențiali în donatori reali, astfel ca numărul de prelevări de organe de pe teritoriul României să crească. Și în acest sens, Agenția Națională de Transplant are o preocupare în a organiza coordonatorii în fiecare spital județean de urgență pentru a identifica și pregăti potențialii donatori, astfel încât să avem mai multe organe disponibile și să putem face mai multe operații de transplant cardiac. Citeam despre institutul din Târgu Mureș că la centrul lor puneau în jur de 4-6 astfel de transplanturi pe an. Vi se pare un număr rezonabil și de atins aici la Floreasca? Sigur că da, este perfect posibil să facem acest număr și la Floreasca și chiar mai multe, din punct de vedere logistic și din punct de vedere al pregătirii și al suportului echipei de la Floreasca. Ceea ce limitează este pregătirea receptorilor și asta presupune o colaborare cu colegii cardiologi care au în îngrijire pacienții în insuficiență cardiacă terminală, pe de o parte, iar pe de altă parte presupune să avem organe disponibile. Este nevoie de o listă mare de așteptare pentru a putea realiza potrivirea între organul care se oferă de către coordonatorul de transplant și receptorii care îi avem disponibili. La Spitalul Floreasca în acest moment avem o listă de aproximativ 30 de pacienți pregătiți pentru transplant cardiac și i-am putea opera și îi vom opera cu siguranță pe măsură ce avem corduri disponibile care să se potrivească cu fiecare dintre ei. În ce fel pandemia de COVID-19 încurcă sau încetinește ritmul activității de transplant cardiac? Într-adevăr, fenomenul pandemic și impactul lui asupra sistemului medical a avut consecințe importante, după cum bine se știe și s-a comentat foarte mult. Riscul infecției cu COVID este mai mare la pacientul transplantat, deoarece este un pacient imunosupresat. Pacienții cu transplant cardiac, datorită acestui tratament care previne rejetul de organ, sunt mai sensibili la infecții în general, ca atare și la infecția cu virusul COVID. Dar asta are drept consecință
o reținere a receptorilor din lista de așteptare de a se supune intervenții de transplant în condiții pandemice, pentru că le este teamă, în mod firesc, de pneumonia COVID și consecințele ei. Ca atare, cei care erau disponibili pentru această operație au fost mai reticenți în această perioadă și numărul operațiilor de transplant în general, numai de transplant cardiac, în România în ultimii 2 ani a scăzut. Dar se constată în ultimele luni o revenire. Deja suntem de 2 ani în pandemie, lucrurile s-au mai reglat, s-au pus la punct, s-a constatat că spitalele se pot pregăti pentru asemenea intervenții și frecvența lor a început să revină. Pe de altă parte, și comunicarea dintre echipele medicale, și aici mă refer la echipele medicale de terapie intensivă care sunt în situația de a menține în viață și a pregăti donatorii în moarte cerebrală, comunică mai greu în condiții de pandemie și în condiții de carantină a spitalelor cu familiile, obțin mai greu acorduri, ca atare și disponibilitatea de organe este ceva mai limitată. Condițiile în care se practică medicina de urgență și medicina de performanță în pandemie au fost mai aspre, însă reglarea și ajustările de organism care s-au realizat la nivelul sistemului medical în România în ultimii ani, au permis o stabilizare a situației și chiar o tendință de revenire la o frecvență normală a intervențiilor de transplant. În afara problemelor legate de prelevarea organelor, cu ce alte dificultăți se mai confruntă România în privința transplantului cardiac? Vorbim de finanțare, de resurse umane. Aș spune că finanțarea pentru operația de transplant cardiac este asigurată în această etapă. Această activitate este susținută de un program de activitate prioritară gestionat de Ministerul Sănătății, care finanțează operațiile astea și nu este prima problemă cu care ne confruntăm. Deci avem susținerea financiară necesară, cel puțin la ritmul la care se întâmplă această operație acum. În ceea ce privește resursa umană, există echipe care nu au fost folosite până în prezent, cum este cea de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasa, care a fost de curând relansată în această activitate și suntem... desfășurăm această activitate în mediul academic universitar, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în cadrul Programului Național de Rezidențiat. De asemenea, avem un program de studii doctorale în care pregătim permanent tineri chirurgi în diverse etape pentru chirurgia cardiovasculară, pentru chirurgia de excelență și pentru chirurgia de transplant. Cu alte cuvinte, fonduri există și pentru efectuarea acestor transplanturi, dar și pentru formarea tinerilor. Sigur că da. Meseria noastră, în prima esență, este formarea studenților, formarea rezidenților, formarea doctoranzilor în cadrul activității academic-universitare gestionată de UMF Carol Davila în București, respectiv Universitatea George Emil Parade din Târgu Mureș. E nevoie de profesori care să se implice și care să construiască aceste echipe și, să spunem așa, să le susțină cu toată puterea. Este datoria tuturor profesorilor universitari de medicină de a forma studenți, rezidenți, doctoranți, specialiști în domeniile în care activează. Asta este meseria noastră.